Liceenii din ultimul an s-au înscris cu toții pentru a susține examenul de maturitate, indiferent de situația școlară. Pe lângă aceștia, la examen s-au înscris și peste 100 de absolvenți ai învățământului preuniversitar din anii anteriori. În perioada 29 ianuarie-2 februarie au avut loc înscrierile candidaților pentru examenul de bacalaureat din vara lui 2018. La nivelul județului s-au înscris 3040 de candidați. În acest an, examenul de bacalaureat începe în februarie cu probele de competențe lingvistice și digitale. Acestea vor avea loc în perioada 12-22 februarie în unitățile de învățământ care organizează examenul. Programarea elevilor pentru cele trei probe orale urmează să se facă în zilele care urmează. În acest moment, toate unitățile de învățământ liceal care organizează examene de competență se organizează, pregătesc sălile de clasă, comisiile sunt făcute și îi așteaptă pe copii începând cu lunea viitoare. Prima probă scrisă a sesiunii de bacalaureat din această vară va avea loc pe 25 iunie, iar afișarea rezultatelor trebuie făcută cel mai târziu pe 4 iulie, ora 12. Cei care nu vor trece examenul în prima sesiune mai au o șansă în cea din august, care începe pe 20. Tot atunci își pot încerca norocul și cei cu situația școlară neîncheiată la finele cursurilor.